Anul 2014 aduce vești bune pentru suceveni. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava vine cu noutăți pentru șomeri sau pentru cei care își doresc să urmeze cursuri de calificare. Începând de anul viitor, va fi introdusă în lege o procedură prin care persoanele care vor să se califice profesional o vor putea face într-un timp foarte scurt. Ceea ce înseamnă că orice persoană care are anumite talente, anumite competențe cu privire la o anumită profesie, dar nu are calificarea care să-i permită să exercite acea profesie într-un mod legal, poate să apeleze la serviciile noastre. Este vorba de, repet, persoane care nu au loc de muncă sau, indiferent dacă sunt șomeri indemnizați sau șomeri neindemnizați. Și în urma unei proceduri de evaluare de către un evaluator autorizat, obțin un certificat de absolvire care este recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației și are valoarea unui certificat de calificare obținut în urma unui curs de formare profesională care se întinde de la o lună, trei luni, până la 9 luni în funcție de profesia pentru care se urmează cursul respectiv. Tot de anul viitor va intra în vigoare o lege care face referire la convențiile pe care agenția le încheia cu angajatorii ce primeau la muncă absolvenți, dar și persoane care mai aveau puțin până la pensie. Acești angajatori beneficiau de o subvenție care varia de la 500 până la 750 lei în funcție de situație. Această subvenție se acorda pe o perioadă de 12 luni, angajatorii în schimb având obligația de a menține raporturile de muncă timp de 3 ani după aceea pentru absolvenți și 2 ani de la data încheierii contractului de muncă și a convenției cu noi pentru cealaltă categorie de șomeri. Aceste perioade au fost reduse la 18 luni pentru ambele situații, astfel încât practic aproape că se înjumătățește obligația angajatorului de a menține aceste raporturi de muncă, fiind mai flexibilă orientarea acestuia în condițiile în care nu este mulțumit eventual de cel care a fost angajat în baza unei convenții.